O analiză Financial Times vorbește despre Rusia, care are un avantaj crucial pe câmpul de luptă, iar cheia este dată de drone. O să discutăm despre acest subiect, dar și despre un tunel pe care îl dorește pe sub Marea Neagră Vladimir Putin pentru a păstra legătura cu peninsula Crimea. Alături de noi, domnul Virgil Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, domnule general, mulțumesc că sunteți aici. Bună seara, cu multă plăcere. Bun, haideți să ne uităm la această analiză pe care o propune Financial Times. Se vorbește despre cheia victoriei în războiul dronelor pe câmpul de luptă. Într-adevăr, am ajuns la un război al dronelor, noi mai discutam. Însă, de ce este văzut în acest moment Vladimir Putin, sau mă rog, e văzut Federația Rusă având acest mare avantaj pe câmpul de luptă? Cum stăm? Este un război al dronelor, dar este un război al dronelor în contextul unui război convențional. Să nu mergem de la ideea că dronele duc greu războiului, dar sunt un factor extrem de important. Cum se spune NATO, de multiplicarea efortului, a efectelor. Pentru că obțin informații și sigur unele au și capacitatea de lovire. Știm prea bine epopeea legată de lovirile cu Shahed-136 sau, mă rog, varianta rusească. Ei o produc primind componentele din Iran, Geran 2. Însă Rusia a căpătat experiență, pentru că în prima parte a invaziei nu a avut un succes redutabil în ceea ce înseamnă folosirea dronelor. Erau mai ușor de combătut de către ucrainieni. Între timp și-au dezvoltat proceduri de combatere a dronelor ucrainiene, mai ales pe componente de război electronic, și au succes din punctul acesta de vedere. Ucraina, spre exemplu, folosește foarte rar Bayraktarul folosit masiv în acțiunile de apărare în prima parte a invaziei. Pe de o parte, probabil și stocul este limitat, deși ar exista o perspectivă ca industria de apărare a Ucrainei să producă, dar pe de altă parte au devenit foarte vulnerabile, nu atât la lovirea propriu-zisă, cât la aplicarea măsurilor de război electronic, unde rușii, trebuie să recunoaștem, au performat în ultima perioadă. Sigur, și cantitățile sunt foarte mari, pentru că noi vorbim de folosirea dronelor militare, dar pe scară largă se folosesc și dronele civile. Însă și Ucraina continuă și a propus și Ucraina să producă în acest an 1 milion de drone. Nu vorbim de drone de tip Bayraktar, da, ci vorbim de drone civile care sunt folosite mai ales pentru obținerea de informații. Extrem de eficiente, exemplu în comentariu de care vorbeați, este dat mai ales de descoperirea acțiunilor tancurilor și lovirea acestora în timp scurt. Aș vrea să vă întreb ceva, domnule general, înainte de a trece și la subiectul cu tunelul. Am văzut niște declarații ale lui Vladimir Putin, mă rog, transmise de Kremlin, nu știu dacă chiar Putin, în care se vorbește despre faptul că tancurile rusești distrug tancurile trimise de NATO, de statele aliate și de statele europene. Noi știam însă că ei au spus ce au avut mai prăfuit pe acolo. Cum stăm și la capitolul ăsta? Păi depinde ce înțelegem prin prăfuit. Prăfuite sunt T-55, într-o anumită măsură T-62, T-72M sau T-90. Ei se laudă că au distrus Bradley-ul. Păi Bradley nu este un tank. Un tank distruge ușor o mașină de luptă a infanteriei sau relativ ușor. Pentru că diferențele sunt mari între un tank și o mașină de luptă a infanteriei, în primul rând, privind blindajul. Și atunci, împotriva unei mașini de luptă a infanteriei, dacă este într-o poziție statică, într-un amplasament, și T-55-ul poate să aibă succes, depinde însă și de punctul de lovire. Da, vin dacă informații... vorbim de lupta tancurilor, ar trebui să vorbim de lupta tank contra tank și nu cred că T-72M a avut capacitatea să distrugă Leopardul sau în perspectivă să nimicească Abrams. Oricum, n-au primit suficient.